mulțumim mult de tot pentru urările primite de la toți oamenii care ne-au trecut pragul în cei 12 ani și slavă Domnului că au fost foarte, foarte mulți. Vă mulțumim mult. Întregile urările întregile găsiți pe Instagram la Măruță, liniuță jos, Pro TV. Ca o idee, așa să vă spun, plantă, da. Vin un pic repede aici, dar repede, repede. Deci Planta este omul nostru care ne cablează de fiecare dată să ne auzim bine. Exact. Vreau să spun că în cei 12 ani am avut peste 23.000 de invitați. Atât am cablat eu! Peste 23.000 de invitați. Nu știu dacă pe toți tu că ai mai fost și în concediu, dar în mare parte da. Felicitări, vă, Plantă! Și ție, Cătălin! Bine, ține tot așa? Oameni buni, vreau să vedeți un material senzațional, pentru că e vorba de câștigătoarea a două Grand Slam-uri, locul numărul 1 în lume, un an de zile. E vorba de Simona Halep, care ne-a făcut fericiți prin performanțele ei după mult timp în care nu a mai avut asemenea bucurii pe plan sportiv. Puțin știu însă secretele, superstițiile și drumul Simonei spre succes. Vreau să vă spun că supersportiva noastră mi-a acordat un interviu și este unul dintre acele momente pe care nu-l voi uita. Vreau să priviți cu atenție acest material ca să aflați niște lucruri interesante despre campioana noastră, Simona Halep. Și în primul rând, felicitări pentru tot ce ai obținut și tot ce ai reușit. Mulțumesc foarte mult. Iar acum 12 ani, când ne-am văzut prima dată, tocmai câștigasei Roland Garrosul la junioare. Țin minte și a fost, da, un moment special pentru că a fost, cred că, pentru prima dată când am mers la o emisiune de televiziune. Simona Halep este la Happy Hour. Și am avut emoții. Am văzut ceva imagini. Sper să nu le arătăm prea mult. Arăți oricum o puștoaică de 16 ani, mai aveai puțin, făceai 17 ani, cu Roland Garrosul la juniare câștigat și așa, dornică să cucerești lumea asta. Da, lucru care s-a întâmplat. Eram motivată de atunci să câștig și să ajung cât se poate de sus în tenisul mondial. Am făcut tot ce am putut și... Dar fii atentă, vreau să te întreb altceva. Te-am întrebat și atunci, unde te vezi tu peste câțiva ani în tenisul mondial? Ți-mi minte ce ai spus? Nu mai țin minte. Atunci spus? Spuneai că sper să fii în primele 100, hai 50 de jucătoare. Așa, da, așa pleci tot timpul. Nu visam, sincer să fiu, să ajung numărul 1, dar cu muncă s-a putut. Bine, am început să cred că pot ajunge numărul 1 mondial acum câțiva ani doar. Așa că drumul a fost lung, a fost greu, dar a fost și frumos. Tot atunci, în interviu de acum 12 ani și mă raportez la el, veneai de la Roland Garros, unde erai oarecum, nu știu dacă supărată, dar ți-ar fi plăcut ca părinții tăi să fie în tribune. Mai ții minte de ce n-au fost? Da, că au fost nași în noaptea aceea și eu am mers direct. Era prima dată când erau nași. Da, și am mers direct de pe teren. Țin minte și acum că eram cu zgură pe mine, n-am apucat să fac duș. M-am schimbat, am plecat, că aveam avion și nu vreau să-l pierd. Am ajuns la București, am făcut duș, m-am schimbat și am plecat la Constanța direct. La nuntă. Da, la nuntă. Acum că s-a întâmplat altfel, când ai câștigat Roland Garrosul. Au fost acolo. Erau în tribună. Primii în tribună, da, au fost. Te ajută, la fiecare final au fost. Te ajută să-i știi lângă tine? Da, familia este foarte importantă și a fost întotdeauna. Am avut noroc de părinți foarte buni pe partea sportivă, pentru că nu m-au presat, nu m-au certat niciodată și am fost liberă să-mi fac treaba împreună cu antrenorii mei pe care i-am avut de când am început tenisul și am avut susținerea lor și financiară și emoțională permanent. A contat mult asta? Foarte mult. Pentru că... Și de asta părinții din ziua de azi trebuie să fie un pic mai calmi și să sprijine copilul, pentru că este un lucru foarte, foarte important pentru sportivi. Adică că părinții în ziua de astăzi sunt cam nervoși. Puțin nervoși. Și parcă nu mai au răbdare. Exact. Ai avut momente când vrei să renunți la tenis? Nu. Niciodată? Niciodată. Pentru că ai început când aveai 5 ani, nu? 4 ani și jumătate, da, în mai. Și niciodată 96. N-ai vrut să renunți? Nu, niciodată n-am vrut să renunț. Bineînțeles că am avut momente grele, că nu mai știam încotro să o iau și cum o să fie, dar niciodată nu am spus mă las de tenis. Ai vreo superstiție? Pentru că acum 12 ani îmi povesteai de superstițiile tale. Sunt aceleași, acum nu le-am mai spus, dar tu cum ai arhiva,
Spune doar una. Spune doar una, hai. Că vrei să intri întotdeauna cu piciorul drept. Da. Și nu vrei să spui superstițiile, pentru că dacă le spui, te gândești că nu se mai îndeplinesc. Știi? Exact, da, nu mai cred așa mult în ele, dar acum asta e. Știi, e foarte... O bucurie foarte mare când poți să spui Simona Halep, numărul 1 mondial, Simona Halep, băi, românca noastră. Și mi se pare că foarte mulți oameni s-au îndreptat către tenis de când povestea cu tine. Și asta e meritul tău. E adevărat, este și o responsabilitate. Sper copiii să ia tot ce e pozitiv de la mine când sunt pe teren, pentru că mai am și scăpări nervoase, dar e normal, orice om le are. Însă faptul că îi motivez cumva și îi dirigez pe un drum sănătos și un drum pe sport, să spun așa, mă bucură foarte mult. Da. Și ei ascultă. Dar știi, acum te întreb, de exemplu, din sportul ăsta, care e prietena ta, dacă pot să zic așa? În tenis e greu cu prieteniile, ca să fiu sinceră, pentru că este o competiție permanentă. Dar în România... Nu, dar uite, cum spuneai că vorbești cu Agassi, nu știu. Să... Vorbesc, dar nu pot să-l consider prieten, pentru că nu suntem atât de apropiați. La mine prietenia este, are un standard. Niște limite. Da. În România, prietena mea este Irina Begu. Mă înțeleg cel mai bine cu ea și vorbim destul de des. E greu să ai prietene când ești numărul 1 mondial? Eu am prietene din copilărie. Da. Prietena mea cea mai bună este din clasa 1. Serios? Și este permanent alături de mine, eu alături de ea și... Ea ce face? Cu ce se ocupă? N-are treabă altceva. Cu tenisul, nu? N-are treabă. Chiar o să spun o glumă. Da. Când am jucat finala de la Roland Garros în 2014 cu Sharapova, eram foarte nervoasă, foarte agitată și scriu, vorbeam prin mesaje și mi-a spus, eu mi-am luat popcornul și mă pun acum în fața televizorului, am înnebunit. Zic, nu se poate așa ceva, n-ai nicio treabă cu tenisul. Zic, da, ok, hai, savurează popcornul și lasă-mă pe mine să joc. A fost amuzant. Adică aveai nevoie să zică ceva, haide că o să poți, îți fie bine, exact, lasă, fii calmă, da. Nu știu ce. Dar m-a relaxat, m-a ajutat mesajul, chiar dacă a fost în altă direcție. Corect. Haideți să-ți arăt totuși câteva imagini cu tine de acum 12 ani, pentru că... Uite, nu, dăm la întâmplare să vedem unde reușesc să derulești și despre ce vorbeam aici. Tenis. Era un pic mai grăsuță. Era vreo 10 kg mai grăsuță. Ai venit direct în România, te-ai grăbit. Mă rog, nici fața mea nu poate să spună multe despre perioada aia. O petrecere, chiar duminică. Uite, vezi? Seară. Uite, petrecerea despre care povestea e. De părinte, asta am văzut. Da, da. Ia. Da, ai avut emoții pentru că în finală tot cu o româncă. Da, chiar că joia. Asta e, că aici am trecut la alte imagini. Era ulți. Vara asta multe turnee de senioare. Da. Acum 12 ani, da. Incredibil. E bine că am progresat. Fii atent în perspectivă. Iar perspectiva și dorința ta cea mai mare va fi să fii în primele 100. Primele 100, da. Da, primele 100, chiar primele 50 pe acolo. În 2 ani? Asta e ținta? Cam așa, 2-3 ani. Nu visai niciodată. Da, dar m-am fost curajoasă să spun primele 50, sincer să fiu. Nu visai niciodată să era să greu, pentru că venind din România, unde tenisul nu este atât de dezvoltat, nu avem un sistem enorm, dar faptul că m-am mutat la București, chiar în acea perioadă, m-a ajutat tare mult să pot să ajung în circuitul profesionist. Știi ce? Uite, mă tot uit așa pe tot felul de lucruri pe care le-am scos din emisiunea de atunci și lucruri despre tine. Că, de exemplu, la 16 ani te-ai mutat la București, ca să te antrenezi mai bine, ai plecat de la Constanța. În 2008 ai trecut la senioare. Mă rog, uite, am ajuns și până în 2019, vorbește de câștigurile tale din tenis și sunt în topul acela unde este pentru 2018, da, Serena, Sharapova, adică ai ajuns la nivelul lor și din punctul ăsta de vedere. Da, partea financiară e greu de discutat cu aceste persoane, pentru că ele sunt la mai un nivel, da, la un nivel foarte ridicat și nu mă compar eu cu ele. Însă pe partea de tenis, da, sunt acolo, am fost numărul 1, am câștigat 2 titluri de Grand Slam. Sunt prin tenis bun, ca să spun așa. Eu cred că o să fie din nou numărul 1. Nu este o prioritate în momentul de față. Turneele de Grand Slam sunt cele mai importante. Foarte ambițioasă, știi? Și că... Sunt, da, sunt și încă sunt motivată să mai câștig. Adică atenția mea este pe tenis în continuare. Uite, vreau să te mai întreb ceva. Când intri pe terenul de tenis, e o persoană care îi dai mesaj ultima dată? Adică sunt mai multe. Citeam, de exemplu, că Schumacher întotdeauna, înainte să plece în cursă, avea un ritual să-și trimită câteva SMS-uri cu soția lui. De asta zic, persoane, nu știu, poate îi trimiți mamei tale un mesaj de fiecare dată înainte de o competiție sau ai pe cineva anume cu care vrei tu să vorbești. Fratele meu, el e. Este foarte apropiat și mereu vorbim. Deci el este permanent cu sufletul alături de mine și mă sprijină pentru că el e mai pragmatic
I-am spus odată că am emoții, de atunci nu i-am mai spus. Și mi-a spus că ce emoții ai, doar un meci de tenis, ai jucat atâtea. Adică el vede altfel și mă ajută într-un fel. A contat chestia asta, nu? Exact, și poate mereu sau... îi scriu. Știi, pentru că tot ziceai de emoțiile astea, spuneai că contează foarte mult antrenor. Iar acum ai antrenorul pe care, cu care ai obținut multe performanțe și pe care ți l-ai dorit mereu alături de tine. Din punctul meu de vedere, este cel mai bun antrenor din lume. Și o spun foarte lejer și foarte deschis, pentru că m-a ajutat enorm pe partea emoțională, pe partea de încredere, m-a ajutat foarte mult și pe partea de tenis, pentru că știe atunci când trebuie să-mi spună ceva. Eu sunt mai introvertită, sunt cu stările mele pe teren, dar el tot timpul a știut când să spună ceva. Antrenorul meu de acum, român, da. Daniel Dobre, este și va fi în continuare am alături de mine. Foarte frumos de el și e omul care te-a ajutat la fel. Eu îl știu de foarte mulți ani, adică de foarte mulți ani. Și tot timpul când am simțit nevoia să mă antrenez cu un antrenor român, l-am ales pe el pentru că este cel mai bun din România. Este alături de noi, m-a ajutat enorm anul acesta și el este bucuros într-un fel că Darren va reveni în echipa noastră de la anul. Da. Cu Darren am văzut că ai și tot felul de sfaturi interesante. Era ziua lui și mi-ai zis, scrie da. Acolo că tu i-ai spus la mulți ani și aveți, că întotdeauna el îți spunea că și duminica trebuie să antrenezi, sau cum era? Păi în România noi duminica stăm, e zi de pauză. Așa e mentalitatea noastră. Iar el când a aflat chestia asta mi-a spus, păi duminicile joci finalele. Ce faci? Le iei zi pauză? Trebuie să continui, să nu existe zi pauză. Și nu există zi pauză? Și de atunci nu. O să mai iau miercurea, marțea, când simt eu că sunt foarte obosită, iau zi pauză. Dar duminica nu mai stau. Deci duminica la nu mai stau. La muncă. Mental nu mai stau, da. Dar știi ce? Uite, toată lumea se întreabă, bă, te uiți la vreo telenovelă, îți place vreo telenovelă? M-am uitat la, ce? La toate când eram copil. Da? Acum nu mai reușesc. Înger sălbatic? M-am uitat și la Înger sălbatic. M-am uitat și la Salome. Salome, da, 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 curăză. M-am Embarasada, Embarasada, știu și două, trei cuvinte. Da. Da, dar acum nu. Deci nu telenovela, dar te uitai, erai fanată. Da. Erai corect. Vezi? Da, când eram copil, pe la 15-16 ani. Și acum vreun film anume care îți place? Sau nu, mă uit la filme, dar nu la seriale. Nu la seriale, pentru că te mai antrenezi. Exact. Mă prind puternic și nu mă mai odihnesc prea bine și prefer să nu mă uit. Dar la film mă uit. La filme te uiți, ai timp de filme. Da, ai timp de orice. Știi să gătești? Nu. Nu? Deloc? Clătite. Știi să le faci și le faci bune? Le fac bune. E, poate odată... Bine, pe gustul meu. Adică? Acum nu știu dacă îți bune sau adică, nu. Stai un pic, fără zahăr, fără nu, ciocolată, nu, nu, fără... Lasă, că ciocolată mănânc zilnic. Mănânc zilnic ciocolată? Da. Nu pot să cred. Nu știu dacă e sănătos, dacă nu e sănătos, dar pentru mine păi cred că la cât sport faci nici nu contează. Nu mănânc mult, dar mănânc puțin. Ai așa vreun... nu știu, vreun lucru pe care nu l-ai spus niciodată, așa, de care poate nu știu dacă pot să-i zic viciu, știi, vreo chestie nu. Care te enervează la tine. Care mă enervează? Faptul că mănânc ciocolată mă enervează un pic. Faptul că nu pot să mă abțin, da, mă enervează acest lucru, dar nici nu mi-am pus vreodată problema, pentru că n-am avut probleme cu greutatea, să opresc dulcele, dar da, cred că, uite, nu m-am gândit niciodată. Da, nu asta... prea am vicii, nu, pentru că fiind sportivă, noi... cam greu să le ai. Nu-mi plac cluburile, nu stau târziu în oraș, viață liniștită. De sportivă. Da. Spuneai că acum de când ai ajuns la nivelul ăsta, ai mai mult timp un pic și pentru tine, pentru vacanțe, pentru că de la începutul nu prea ai avut timp de vacanțe, erai non-stop pe teren. Nu e de când am avut timp atunci, prioritatea mea era să fiu 100% pe tenis și în capul meu s-a format o chestie că dacă te abați un pic de la program, nu o să mai reușești în tenis și am exclus tot, iar acum, având oameni foarte competenți și oameni foarte profesioniști alături de mine în echipă, ei mă sfătuiesc să merg și în vacanțe pentru că te încarci cu energie pozitivă și poți să dai randament. Da, poți să dai randament mai mare la antrenamente. Și de aceea, din când în când, două, trei vacanțe pe an de o săptămână, am început să le am. Mai e puțin și de Crăciun, nu? Te-ai gândit unde îl faci? Familia. Pentru că în ultimii ani, vreo 8 ani, 9 ani, n-am reușit să fac treaba asta. Iar acum, cu primul turneu, o să-l am pe 12 ianuarie, stau și de Crăciun și de Revelion acasă. Pleci în China? Da. Și stai 2 săptămâni? Și stau 2 săptămâni, o săptămână de pregătire și o săptămână de turneu. Ultimul turneu al anului. E un turneu greu? Foarte greu. Am fost accidentată, am revenit de o săptămână, mă antrenez. Mă simt destul de bine, dar niciodată nu știi cu spatele, cu coloana. Așa că merg cu gânduri pozitive și sper să fiu aptă să joc meciurile.
Mulțumim, Simona Halep, pentru interviu. Succes în China și baftă în tot ceea ce faci. Te așteptăm cu mare drag și aici, în platou, la emisiune. O campioană senzațională, Simona Halep. Era toată lumea de aici, din platou, din spatele camerelor de filmat, așa cu ochii cât cepele, ca să vadă ce povestește Simona Halep. A vorbit frumos pe Ghita, a impresionat, nu? A muncit mult ca să ajungă numărul 1 mondial și merită toate aplauzele.